și bine v-am găsit! Sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau, cum deseori se spune, omul care aduce performanță. Și data fiind că performanța are niște legi veznice pe care nu se schimbă de la un domeniu la altul, hai să vedem cea care poate este cea mai importantă lege a performanței, că este legea de cauză și efect. Chiar ieri am vorbit despre succesul și succes înseamnă ce s-a întâmplat, adică ceva care s-a întâmplat. Deci un efect. Deci orice efect este sub o formă sau alta un succes. E, nu vreau să mă repet, dar e clar, a fost atribuită lui Einstein fraza asta, că a repeta aceeași lucru, aceeași strategie cu speranța să dea un rezultat diferit este primul simptomul a nebuniei. Sau, cum spune unul dintre cei mai mari coach al lume, Anthony Robbins, dacă faci ce ai făcut întotdeauna, o să obții ce ai obținut întotdeauna. Deci, legile de cauză-efect sunt foarte stricte, nu se poate scăpa de ele. Cum să spun, eu sunt aici la etajul 13 și sunt foarte liber de a-mi arunca din etaj. Asta este liberul arbitru. Eu am libertatea asta, de această cauză. Dar nu pot scăpa de efecte despre faptul că ajung jos și o să fie foarte nasoală situație. Deci, eu am libertatea absolută de a alege cauze, dar nu am niciun control asupra efectele. Asta e un lucru de care se pare că 95% din populație din planeta nu înțelege, poate și mai mult. Eu observ și se pare că 95% din populație din planeta e ocupată toată ziua a scăpa de efecte. Adică a avut niște cauze și încearcă oarecum să scape de efecte. Adică, din păcate, dacă ai avut niște cauze, ai apăsat niște butoane, nu ai cum să scapi despre niște efecte. Nu te plinge. Adică, la un moment dat, tu ești foarte liber să fumezi, dar nu te plinge dacă te vine cancer la plămâni. Poți să bei cât vrei, dar apoi nu te plinge că faci ciroză. Poți să te porți urât cu soția sau cu prietenii și apoi nu te plinge că nimeni mai vrea să aibă de a face cu tine. Deci, cauza și efect. Deci, asta e legea poate cea mai răspândită în univers. Chiar dacă fizica cuantică ne spune că nu e adevărată, eu cred că chestia asta e foarte puțin înțelesă și am mai discutat despre fizica cuantică, că toată lumea acum se umple gura cu această presupusă fizica cuantică. Adevărul este că comportamentul particulelor este, particelelor, nu știu cum se spune, e într-adevăr foarte bizar, foarte irațional, dar este total prevedibil. Deci nu înseamnă că nu este o cauză și efect. E un efect care nu urmărește logica noastră. Asta pentru a răspunde a toți cei care spun ne facem, ne creăm realitate, etc. Nu. În univers, legea cea mai absolută de care nu poți scăpa este legea de cauză și efect. Dacă faci aceeași cauză, o să ai aceeași efect. Deci, a înțelege mecanismele de cauză-efect înseamnă a putea programa succesul. Pentru că știi că anumite chestii pe care le faci cu liber arbitru vor produce niște efecte pe care le dorești. În momentul în care faci alte chestii care matematic vor produce alte efecte, nu te oplinge dacă nu ai succes. Sau dacă acel succes, ceea ce se întâmplă nu este exact ce vrei tu, sorry, asta este universul. Legea de cauză-efect este ca legea gravitației. Dacă o folosești în folosul tău, o să ai succes, asta, adică se întâmplă ce ai planuit, dacă nu o înțelegi, va funcționa împotriva ție și o să ai un eșec. Și cel mai puțin să înveți să nu repeți aceeași greșeli. Iar am depășit timpul, o zi super în continuare, ne auzim mâine!